Sâmbătă seară, un tânăr în vârstă de 24 de ani din comuna Oțelen a plecat la discoteca din satul învecinat Buhonca. Tânărul s-a distrat cu un grup de prieteni, unii dintre ei precizând că ar fi consumat băuturi alcoolice, după care s-a îndreptat cu același grup spre casă la Oțeleni. Pe drum, bărbatul și-a salutat prietenii despărțindu-se de ei și îndreptându-se spre casa unde locuia. Tânărul nu a mai ajuns acasă nici până astăzi. Autoritățile și rudele îl caută acum disperate. Sâmbătă, noaptea, au fost la discotecă încă cu 4 băieți de la noi din sat. Toți au ajuns acasă, numai Alexandru a ajuns. Dimineața de la ora 8 suntem pe teren, îl căutăm pe câmp. Jandarmeria, pompierii, poliția, toți băieții au spus că au băut la discotecă. Acum, care este adevărul, nu pot să știu. Rudele bărbatului îl caută de 3 zile, sperând să-l găsească teafăr și nevătămat. Cine l-a văzut? Cine poate să ne dea un detaliu? Poate s-a întors înapoi în sat la Buhonca. Era mai aproape de satul nostru. Poate s-a întors înapoi, poate l-a văzut cineva, poate l-a găsit cineva. Poate e frică să spună, bă, am văzut pe unul mort în zăpadă. Nu știu ce să spun mai mult, dar cine l-a văzut? Dacă poate să... Un mic detaliu ne ajută foarte mult. Sora bărbatului dispărut a precizat că Alexandru nu avea dușmani și nici nu era implicat în vreo răfuială cu cineva. În continuare, cine l-a văzut pe tânăr sau cine poate da o mână de ajutor pentru a-l găsi este rugat să apeleze autoritățile competente.